Respirația la plante. Resursă educațională pentru clasa a șastea. Respirația este procesul prin care se realizează un schimb de gaze între organisme și mediul înconjurător și este eliberată energia necesară desfășurării tuturor proceselor acelui organism. Plantele respiră prin toate organele, însă cu intensități diferite. Intensitatea respirației la plante este mult mai redusă decât la animale. Frunza și, în special, stomatele de pe frunză au rol esențial în realizarea acestui proces. Stomatele au rol important și în procesul de fotosinteză, dar și în cel de transpirație. Principalul rol al stomatelor e de a realiza schimbul de gaze între organism și mediu. Ele se regăsesc la nivelul epidermei, lăsând între ele o deschizătură numită osteolă, prin care se va realiza acest schimb de gaze. Stomatele sunt așezate la nivelul epidermei. La majoritatea plantelor le regăsim doar pe epiderma inferioară a frunzei. La plantele cu frunze natante, cum ar fi nufărul, le regăsim numai pe epiderma superioară. Iar la cele cu frunze cu poziție aproape verticală, ca stânjenelul sau porumbul, le regăsim pe ambele fețe ale frunzei. Numărul stomatelor este mai mare la plantele lemnoase, care trăiesc în medii uscate și însorite, față de plantele ierboase din medii umbroase și umede. Forma este variabilă. Majoritatea stomatelor au formă de bob de fasole sau rinichi, dar există și stomate cu formă de ganteră, ca la graminee. O concentrație de peste 0,03% de dioxid de carbon favorizează închiderea stomatelor, iar scăderea concentrației acestui gaz determină deschiderea stomatelor. Lumina, de asemenea, favorizează deschiderea stomatelor, având efect stimulator și asupra respirației și fotosintezei. Deshidratarea determină închiderea stomatelor, iar hidratarea plantei deschiderea acestora. Răspundeți la următoarele întrebări. Respirația la plante se realizează prin rădăcină, tulpină, toate organele plantei sau doar prin frunze? Stomatele au formă de ficat, floare de fasole, pătrat, nicio variantă.